Da. În Chișinău a mai fost reprofilat un spital în care vor fi tratați bolnavii infectați cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre Institutul de Ftiziopneumologie, care poate primi 100 de pacienți cu COVID-19. Anunțul a fost făcut de șeful Direcției Municipale Asistență Socială și Sănătate, Tatiana Buciarski, la ședința primăriei. În total, în spitalele municipale din capitală sunt 692 de locuri, dintre care 563 sunt ocupate de persoane diagnosticate sau suspecte de COVID-19. Anterior, din cauza numărului mare de îmbolnăviri și Spitalul Ministerului Sănătății și-a deschis ușile pentru cei infectați cu virusul pandemic. Până acum, peste 5200 de locuitori ai capitalei s-au îmbolnăvit de COVID-19, dintre care 165 au murit.